să fie mulțumiți de ajutorul nostru, să aibă parte de căsuța lor și Dumnezeu să le ajute să-și construiască un, dacă or să aibă locul și or să binevoiască, or să-și construiască o casă de Domnul, să le ajute Dumnezeu. Noi din partea noastră le rugăm, le dorim și ne rugăm pentru sănătatea lor, pentru sănătatea copiilor. Ne rugăm pentru sănătatea la toți care or să ducă cu contribuții și or să participe la această binefacere. Și vă mulțumim și dumneavoastră, domnul Vasile și domnul Andrei. Și mulțumesc la toate surorile care au venit din diaspora, trei venite din Italia și ne-au ajutat tăi în timp de 10 zile. Am adus casa la condiții și le mulțumesc, suntem și mulți și ne ajutăm și Dumnezeu să le poarte de grijă și picilor cei cu minți și gospodarilor și să trăiască mulți ani, să simtă ca acasă la dâși. Și noi vă mulțumim din suflet, din toată inima de... Doamne! Și vă mulțumim din suflet, sincer, la toată lumea care au avut inimă mare și au avut mare respect pentru noi și ne-au ajutat și ca să avem cuibul nostru, copilașii și la căsuța lor, sunt și ei că suntem la căsuța noastră. Asta e casa. Ia spune, care e casa ta? Inima când ați treceți pe lângă această poartă, tot timpul o să fie deschis pentru toți. Adică nu, Doamne ferește, treceți pe drum, să nu intrați, să intrați. Îi salutăm la un ceai, la o cafea, la o vorbă bună. Mulțumim mult din suflet tuturor care ne-au susținut. Și cu o vorbă bună și financiar și din toate punctele de vedere. Mulțumim mult din suflet. Trăiți. Ia spune care e casa ta. Care e camera ta? Hai spune. E rușinoasă. Vivieșoare. A cui căsuța? Gata, e a lor. Vă duci acasă? Ce camera mea? Vă mai duci acasă? A să rășească de rușine. Dar dumneavoastră aici ați crescut? Nu. Sau altul, a cui? Soțul. A soțului? Soțul, da. Și copiii s-au îmbrăștiat și s-au dus. Să dea Domnul sănătate la familie care a avut acordat această casă pentru această familie numeroasă. Mulțumim foarte mult, iată, aceste doamne, care dumneavoastră în permanență ne sună și ne spune: uite, am o familie acolo, uite, mai am o familie acolo, trebuie să-i ajutăm. Cu certitudine, această familie enorm de mult merită acest sprijin al nostru și acest ajutor. Tot satul acum se primește că așa vrea voia Domnului, să venim să ajutăm, să contribuim. Ei ne-au cedat casa, oamenii au făcut încă și reparații, este o aură bună, frumoasă, de credință. Da, în mine e... Da, oamenii toți sunt frumoși. Noi avem încă un îndemn. Noi nu am închis toată suma la casă și să fie nevoie ca să contribuim cu toții, ca să închidem până la urmă. Cu oamenii ăștia sunt dornici să iei și copiii de la casă, de... copii și tot așa. Da, noi știm că sunt familii care nu fac nimic. Într-adevăr, credeți-mă, această familie merită. Ei în permanență depun efort ca să trăiască bine, frumos și curat. De câte ori nu am fost, cum spune doamna Valentina, nu-i sunăm. Nu-i place să sun de la ei. Nu sunăm. Și de câte ori am venit, în permanență curat, în permanență ordine, în permanență credință în Dumnezeu. Noi din ce avem, din ce n-avem, trebuie să ajutăm oamenii și nu doar această familie, dar oamenii din jurul nostru în permanență, dacă Domnul vrem să ne dea, să-i ajutăm și pe cei din jur. Vă mulțumim frumos pentru cei care deja au contribuit. Aducem mulțumiri acestei minunate familii, familia Trohin, care s-a unit astăzi pentru acest act de caritate. Știu cât au cedat doamnele, știu cât au investit aici suflet, dar dumnealor au mai făcut așa gesturi de caritate în sat, deja au o experiență. Această casă, știți cum spune, nu e ceea ce se pregătește, dar e cum binevoiește Domnul. Inițial am avut alte case în vizor pentru a le procura, dar Dumnezeu a binevoit ca acest lăcaș, această casă minunată, să le fie acoperișul frumoasei familiei Veste și acestor minunați copilași care învață excelent la școală, au un comportament, cred că, și o educație care nu dă bănuiele pentru săteni.
au fost propuneri să se mute în alt sat cu traiul, că le propuneau case, locuințe. Dar noi am spus că așa familie frumoasă noi din sat, nu dăm. Și vă mulțumim tuturor. Dar mai avem nevoie ca să stingem acest credit, că am luat bani în credit. Asta vreau să întrebăm niște detalii foarte importante de precizare. Ca să nu se întâmple când tăi strângem bani și apoi luăm casa, s-a mers la un gest extrem de frumos. Da, oamenii ne-au cedat. S-a mers în întâmpinare. Inițial nu vreau să vând această casă. Surorile au vorbit, am ajuns la concluzia că totuși se vinde casa. I-au cedat în jumătate, asta a fost contribuția lor. Uh-huh. Și noi încă trebuie să mai adăugăm încă jumătate. Și noi am deschis conturi care să meargă ca oamenii să întrebi. Vă frumos, stimați... Care suma care trebuie să o acumulăm noi? Oameni cu suflet mare. Avem nevoie de 10.000 de euro ca să stingem acest credit, diferențe, care astăzi este pe spatele familiei. Dar vă spun de ce am recurs la așa moment. În prag de iarnă această familie a rămas în drum cu 5 copii. Și mulțumim Domnului că au venit în întâmpinare și le-a oferit lăcașul. Și sperăm că timp de o lună, două, să acumulăm această sumă de bani necesară pentru a stinge creditul. Vă rugăm frumos, diaspora la noi este mai activă și cu suflet mare, mărinimoși, ca să ajutați într-o acest minunat act, ca o pomană, ca o, nu știu, omul când Domnul îi dă, trebuie să ofere, că să fie loc pentru mai mulți. Cred că reușim să facem și aia asta. Doamne ajută și într-un ceas bun. Citeri vouă încă o dată. Doamne ajută. Le aranjăm pe toate, încet cu siguranță le aranjăm. Haideți toți, dar... Păi, la masă. La masă. Ieșeți. Să le șeați gărușe. Da, nu vă tem.